Petre Dulfu, isprevile lui Păcală. Capitolul 4. Fuga. Noaptea acoperea întreg satul cu mantaua instalată și se odihnea prin case, lumea în visuri cufundată. Numai frații n-aveau tihnă. Se găteau de lungă cale. Sec noroc avuram, Doamne, sec! Ziceau cei doi cu jale. Cum să părăsim, măi, frate, cum? Atâta bogăție! În banete își vârâră mâinile cu lăcomie, îndesară prin șarpare cât pututa undesa. Iar Păcală, e plecată fără să ia nici o bara. Trage ușa după tine, strigă frații când se iasă. Și s-au dus pe aici încolo. Bun rămas, o gradă, casă. Dar pe drum când se uitară la Păcală, ce să vadă! Stiteră și se încruciră. Nici nu le venea să creadă. El scosese ușa casei din țâțâni cât e de mare și venea cu ea târândă după sine pe cărare. Ce-ai făcut de glume ți-arde? Nu ești zdravă, măi creștine. Păi, vă ascult. Nu voi mi-a zis să trage ușa după tine? Nu? S-o închis, ți-am zis la naiba, n-am zis să o trăși pe drum. Lasă-o focului și vino, că se face ziua acum. Ce? Se oțări Păcală. Vreți să o lepăd? Iacăba. Lască-l calea, cine știe ce ajutor ne poate da. Și s-au dus într-una, pe căreri nemai umblate, dă-i și cu mâhnirea în suflet, iar el cu ușa în spate. Tot au mers, întreagă noaptea, ziua toată până în seară, până când într-o pădure mi-a ajuns noaptea iară. Unde să mai merg acum? Înaintea lor mijea un stejar al cărui creștet sus cu norii se înfrețea. Mi-ajunge, mi se pare câtă fuguliță am tras. Să rămânem, zise unul, până mâine aici de mas. Jos, aici, grei Păcală. Sub stejar? Aș, cum îți vine? S-ar putea să dea la noapte peste noi din chină cine? Eu mai bine sus aș crede, în stejar să ne suim. Acolo, pe câte o cracă, mai tâhniți o să dormim. Bine, zici, și se urcară cât ai bate din amnar. Iar Păcală? Nu se urcă numai dânsul în stejar. Ia cu el și acasă ușă, ce-n spinare o adusese. Luna mi-i privea cu un zâmbet printre ramurile dese. Dar abia ajung flăcăii sus, abia ți-e cuibăresc. Numai ce-mi aud un foșnet și deodată ce zăresc. Oameni mulți, vreo 12, toți cu saci rotunzi pe spate și la brâu cu lungi cuțite, cu pistoale încovoiate. Din desiș, pe o cărăruie, înaintau cu pașii grei, tocmai spre stejarul falnic ce adăpostea pe ei. Sub stejar se adunară. Iată aici, e loc bun de stat! Să ședim, grăita unul. Să împărțim ce-am câștigat. Când din spate apoi de-a rândul sacii cu scumpeturi jos, așezatul sau pe iarbă sub stejarul cel stufos. Ce erau ei, păsănițe? Haidamacii ei toți. Păi ce se ațină drumuri, niște ucigași și hoți. Vor fi strâns de gât, pe semne vreun bogat, o șefuire și cu avere ca să o împartă sub acest stejar veniră. Frații din copac văzându-i, am pățit-o, se gândeau. Cei mari, mai ales de frică, nici să sufle nu îndrăzneau. Dar pe când stau ca lemnul fără grași și nemișcați, numai cel aud pe alături de pe Păcală. Vâliu, frați, ușa naibii vrea să-mi scape! Taci, mă! Îi șoptează cei doi. Ține-o! Nu cumva să cadă că s-a mântuit cu noi! Aș, până să-i șoptească ține-o, dură, ușa i-a scăpat. Și de sus, din cracă în cracă, până jos a alunecat. Auzit ciudatul vuiet, Doamne, hoți încremenesc! Ce-o fi asta? Și deodată, țâșt, la fugă ne adulesc. Lasă jos acolo toată bogăția ce-au adus. Când văzura-o așa flăcăi, își frecură crucea sus. Ei, acum să știe ce-mi iute până nu vin hoții iar. Apoi într-o clipă, iată-i jos pe toți trei din stejar. Dar zărind prin iarba atâtea lucruri scumpe risipite, acolo saci cu bani, alături scule de aur strălucite, se putea cu mâna goală să zburghească. Cei mai mari iau și bani, aleg și scule pe prin saci de la tâlhar, iar Păcală stă deoparte. La început, doar îi privea ca să ia ceva de ce dânsul nici prin minte nu-i trecea. Când deodată un sac sărește, plin tot, numai cu dămâie. Lucru sfânt, păcat, pe mâna tălhărească să rămâie. Vino sacule, tu încoace, și pe-un umăr l-a saltat. Din grămada de scumpeturi, doar atât el a luat. Hărăminii argi de spaimă în acest timp ce făcură? Tupilați pe aici, pe colo, steteră ei cât sătură. Până odată, cea mai mare. Ei, drăcie, cum adică? Mut o să mai stăm prin tufe, ne înfricarăm de nimică. Zău așa. Vreo doi răspunsau și adunându-se grămadă spre stejar din nou se îndreaptă. Când acolo, ce să vadă? Ia nu uitați-vă, trei oameni! Îndârșit vătaful zice. Scotocesc prin socii noștri, parcă nici n-am fi pe aici. Aștia vor fi fost pe semne adineori în copac, de nepuseră pe goană. Ce? Credeați că e vreun drac? Repede!
pe ei, tovarăși, hai să le arătăm noi lor. Cei trei frați, văzându-i însă, iau-o, nene, la picior. O tuliră prin pădure cât mai repede putură, iar tâlharii, după dânsii, fluierând, strigând din gură.